Iubiți telespectatori, iată că lucrurile se încinge practic atmosfera, se strânge și lațul. Sunt cu uraganul aici, de asta urmăream că e un uragan actualmente în plină desfășurare prin Caraibe. Deci că au încurcat-o toți aia acolo. Își lipesc cu scoci unii dintre ei casele, alții sunt ca în cei trei purceluși. Da? Împing de ușă ca să mai rămână ceva măcar din locuința respectivă, pentru că e un uragan care atacă toate insulele din regiune. Deocamdată el este în partea de est a Caraibelor, dar vom mai auzi de el cu siguranță în zilele următoare. Să vedem exact cât va lăsa cu botul pe labe după această descindere. În orice caz, toate teritoriile franceze de care vorbeam ieri, Martinica, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, toate sunt sub cod roșu de uragan. Vântul suflă actualmente în Caraibe cu 346 de kilometri la oră. Deci vă dați seama că nu e chiar atât de simplu pentru oamenii de acolo. Dar sigur, haideți să revenim la ai noștri. Și la noi a fost astăzi un pic de vânt, cel puțin în București a fost o autentică zi de toamnă, dar ne interesează mai puțin meteorologia. Din punct de vedere politic, s-au ascuțit în ultima vreme săbiile și războiul este practic declanșat între foștii PSD-iști și ceea ce a mai rămas din acest partid, adică aripa Dragnea Tudose. Aceasta este acuzată și atacată din toate părțile fostul lor șef, Victor Ponta. Dumnezeu știe ce-o fi în capul acestui individ, care a fost șeful partidului, care a candidat din partea partidului la prezidențiale, da? Care a avut prieteni în partid, care a avut parteneri în partid, care a avut, în general, toate resursele și rădăcinile venite de acolo. Practic, Victor Ponta, dacă excludem nemerniciile alea făcute pe la fast food-urile din gările de nord pariziene, practic toată viața lui a muncit în PSD. Da? E bine, el dă de pământ acum cu tot ce a mai rămas în respectivul partid. N-am înțeles exact de ce. Sigur că ce spune el riscă să fie adevărat, mai ales la adresa lui Liviu Dragnea, om pe care l-a cunoscut destul de bine. Dar de ce să faci toate astea când ăia pur și simplu n-au făcut altceva decât să-ți stea la dispoziție? Victor Ponta a avut și el la un moment dat absolut toate frânghiile, da? Toate sforile în Partidul Social Democrat, a făcut ce a vrut acolo, că n-a ajuns poate acolo atât de sus pe cât s-a visat sau s-a imaginat vreodată, sau nu știu dacă este vina celor care conduc astăzi PSD-ul. Victor Ponta a fost candidatul partidului la președinție și conform statutului, să spunem, PSD-ist, odată ce a fost învins la președinție, a trebuit să facă un pas în spate, dar nimeni nu l-a obligat nici să-și dea demisia, țineți minte, ele sunt făcute toate, practic, după bunul său plac. Acum, Victor Ponta îl consideră pe Liviu Dragnea, cel care i-a luat locul, și cel care se pare că deja s-a suit mai sus decât a reușit Ponta în toată cariera lui, îl consideră pe acesta pericolul numărul unu al națiunii române. Liviu și-a dorit întotdeauna să aibă el toată puterea. Uite că acum o are și o folosește prost. Iar toate celelalte povești cu lupta cu sistemul, n-a fost nimeni mai prieten cu sistemul și mai dornic de înțelegeri cu sistemul decât Liviu Dragnea, doar că sistemul l-a păcălit. Mie nu mi se pare normal să faci așa ceva după ce ai stat, ți-a fost prieten Liviu Dragnea, te-ai dus la șprițuri cu el, e posibil să fi mers și în vacanțe, măcar în de-astea de 2-3 zile, în weekendurile astea lărgite pe care politicienii și le alocau cu generozitate. Nu știu, are ceva din Cătălin Prisăcariu ăla care a plecat de la noi de la televiziune și după aia ne înjura pe noi. Dar atâta timp cât a stat aici, n-a zis nimic. Deci cam așa îl văd și pe Victor Ponta ăsta. Bă, cât timp a fost prieten cu ăsta, amic, da, partener, mai mult decât atât. Să invitau pe la toate paranghelile, nu putea unul fără celălalt. Și chiar dacă n-ar fi fost așa, să spunem că asta era doar o relație de ochii lumii. Chiar dacă n-ar fi fost așa, au fost împreună. Și nu e numai Liviu Dragnea la mijloc, e tot PSD-ul. Cum să arunci cu atâta rahat
în urma unui partid care ți-a dat practic totul în politică. Tu ai stat cu mizerabilii ăia pe care astăzi îi calci în picioare în fiecare zi. Mi se pare uluitor. În primul rând, Ponta pierde. Cine ia în calcul astăzi, vorbesc dintre alegătorii PSD, da? Sigur că pentru noi este delicios. Da. Cine dintre alegătorii ăia tradiționali PSD-iști, da, ăia cu ceafa groasă în PSD, cine stă astăzi să-l asculte pe Victor Ponta și să zică, aoleu, păi n-o să mă mai duc niciodată să votez PSD, uite-te ce șerpi erau aici. Bineînțeles că nimeni. Ponta iese mai prost din toate aceste dispute decât Dragnea. Dragnea nici nu ripostează, în primul rând, că sigur nu are cum. Eu nu spun că aceste acuzații nu sunt adevărate, evident, dar le știam și înainte să ni le spună Victor Ponta. Știam și despre Victor Ponta exact ceea ce știm astăzi despre Liviu Dragnea. Numai cine nu voia să știe, nu știa. Da? De exemplu, alegătorii PSD, care oricum nu erau interesați de atâtea amănunte. Ei au fost obișnuiți să nu știe nimic nici pe vremea lui Stalin, nici pe vremea lui Dej, nici pe vremea lui Ceaușescu, nici pe vremea lui Iliescu. Pe ei nu-i interesa chestiunea asta. A, păi dacă ori face ce? Să facă ce ori știi cu țara asta. Dacă tot ei sunt cei mai buni, tot ei sunt români de-ai noștri. Păi ideea asta. Deși să știți că aici cu români de-ai noștri n-ați prea nimerit-o. Am nimerit-o mai mult noi decât voi. Că uite ce aflăm. În județele de tristă amintire, pomenim aici în special Harghita și Covasna, o spun așa ca pe o paranteză, o să mai deschidem la un moment dat subiectul, dar acum fac doar așa niște trimiteri telegrafice, nu se pot face nici măcar controle ANPC, deși sentința judecătorească în privința respectivă este definitivă. Statul așadar nu poate să meargă în control la o grădiniță din județul Covasna sau la o școală din județul Harghita și așa mai departe, pentru că nu îi lasă ăia. Da? Acolo este stat în stat, deja de atâta timp, evident, iar omul când se duce de la Brașov, de la București, de unde se duce? Omul nostru venea de la Brașov, sunt 30 de kilometri de la Brașov, la Sfântul Gheorghe, se ducea să controleze niște grădinițe, să vadă dacă totul e în regulă acolo. Dacă au mâncare, dacă au beutură, da? Dacă știu să vorbească măcar un pic în limba română, nu l-au lăsat. L-au împins pe scări și i-au spus, pleacă bre de aici, nenorocitule, român împuțit și așa mai departe. Deci n-ai voie să te duci să-i controlezi. Îmi pare rău, stimați domni, care v-ați ocupat în acești ani cu alte lucruri, pare foarte rău, dar lucrurile astea vi le-a spus tăticul de la început. Că nu e chiar așa cum credeați voi, că noi venim aici numai să ne lăudăm, să exagerăm sau să vorbim degeaba. Nu, absolut deloc. Am avut dreptate și atunci când am susținut că ei toți sunt la fel. Toți sunt la fel, bă. Că nici la cozile alea, la Cremvuș sau la Câltaboș sau la Mititei sau la ce-o fi fost, când românul nostru nu știa să se explice într-o altă limbă de circulație regională decât în limba lui, e bine, nu era o chestiune unicată. Magazinul respectiv și altele nu angajau decât pe astfel de considerente, să știi limba maghiară și punct. La un moment dat când au fost întrebați, ați auzit la Odor Heiu Secuiesc, dar de ce nu angajați și pe bază de limba română? Adică de ce angajații dumneavoastră nu știu limba română? I-au spus, ar fi discriminatoriu să le cerem maghiarilor de aici să știe românește. Deci iată cum ne-a scăpat țara din mâini și tot din prostie. Bun, închidem această paranteză deocamdată că eram la alte evenimente. Deci în lupta asta dintre Dragnea și sistem, ne spune Victor Ponta că aici eram, sistemul ar fi dovedit finalmente pe mustăciosul din PSD, atâta doar că este o victorie temporară, îi transmit lui Victor Ponta. Ponta e istorie în PSD, pe când Dragnea e în miezul evenimentelor. Cum zicea Jacques Chirac când era deja senil, je suis dans l'action. El nu mai era de mult, bineînțeles, în niciun fel de acțiune, nici măcar acasă, acolo, Quai du Louvre, nu mai era în acțiune, era întins la pat, dar așa voia el să spună ca omenirea să-i preia limba de lemn, lemn de la de nuc cât se poate de tare, folosit astăzi peste tot în relațiile diplomatice, doar ca să mai creadă cineva că el deține puterea și eventual dacă se întindea un pic și l-a ajutat și Bernadette, punea mâna și pe butonul nuclear. Ce mai zice Victor Ponta? Apropo de bătutul de pălmi și bătutul
pe umăr între Liviu Dragnea și sistem. De două ori am fost și eu de față. A bătut palma că el face ce zice sistemul și va fi bine. Că nu îi se va întâmpla absolut nimic și că poate să stea liniștit. El în continuare încearcă să-și negocieze lui ceva. Ceea ce nu e în regulă, zice Ponta, ori vrei să schimbi un sistem pentru că e rău, ori vrei să-ți negociezi ceva pentru tine. Și PSD-ul negociază tot pentru el. Mi-ați pus o mie pe Chioveși în brațe, dar în 2016, când era numită Chioveși, era guvernul susținut de el. Prima noastră ceartă, adică între el și Liviu Dragnea, în 2016, a fost când i-am spus că trebuie să facem moțiune de cenzură contra guvernului Cioloș și țineți minte cât a fost de iritat, n-avea voie. Mi-a spus Victor Ponta. Păi evident că Dragnea și-a negociat asta, asta știam și noi și am și povestit aici. El are procese, da? Sigur că negociază cu cine poate. Klaus Iohannis face la fel. Dar numai că el e într-un turn de filde, dar și el se gândește tot numai la el. Dar nu știu de ce Victor Ponta îl atacă numai pe Liviu Dragnea. Din când în când n-ar putea să-i dea la joale și celelalte marionete, da? Oficiale a statului, Klaus Iohannis. O fi Liviu Dragnea cel mai prost dintre marii lideri pe care i-a avut PSD-ul din 90 încoace, ce puțin în opinia lui Victor Ponta așa stau lucrurile. Bă, dar Klaus Iohannis atunci ce? Vă întreb. Da? Klaus Iohannis ce? Că Liviu Dragnea e teleormănean, sigur. Da, și Marin Preda a fost din Teleorman, vă reamintesc, deci nu e rușinea chiar atât de mare să fii teleormănean și cinstea chiar atât de imensă să fii sibian. Da? N-ai nicio legătură Emil Cioran, de exemplu, cu Iohannis. Tot așa cum nici între Marin Preda și Liviu Dragnea nu există nicio legătură. Dar iată că poți să fii prostănac, da? Și acolo unde se nășteau adevărate genii. E bine, ca să ne întoarcem la ai noștri, nu mi se pare absolut deloc Liviu Dragnea inferior lui Klaus Iohannis din punct de vedere politic. Sunt doi prost pregătiți, da? Doi oameni care și-au văzut evident propriul interes, dar aici ei sunt pe o lungă listă. Pe o lungă listă de oameni care numai la propriul interes au umblat și Victor Ponta e printre ei. Evident că nici el n-a făcut pentru țărișoara asta cam nimic. Da? Exact în aceeași situație, că uite, ne transmite Olguța Vasilescu astăzi așa printre sughițuri, printre lacrimi, că e gata și cu alocația, e gata și cu sistemul bancar, asta nu ne spune ea, dar am citit-o eu printre rânduri, crește roborul ăla pentru cei care au credite în lei, de exemplu, creditul va fi din ce în ce mai mare și dacă aveți credit în euro, sigur lucrurile nu stau mai bine neapărat, dar pentru cei care luau în lei, că li se spunea că moneda noastră este puternică și că așa e bine să ai în lei, că nu știu ce, iată, veștile sunt cele mai proaste. Roborul ăsta este la nivelul cel mai ridicat de când există el. Asta apropo de soliditatea financiară a patriei noastre, care evident este nulă. V-am și explicat, dacă ea ar fi existat cu adevărat, și asta nu o transmit numai lui Tudose, transmit și lui Victor Ponta, că și el se lăuda cu creștere economice. Dacă ele erau reale și nu erau niște blaturi, România era măcar astăzi în locul Lituaniei. Lituania, tovarășe Ponta, și dragă domnule Tudose, a intrat la euro, de mult deja. Deși era cea mai prăpădită dintre țările baltice și avea economia la jumătate din cea a Estoniei în 1991. Da? Atenție, la jumătate. Astăzi ele sunt în aceeași barcă, România nu e. Deși dacă îl întrebăm pe Nea Traian, să trăiești, Nea Traian, nu știu dacă te-ai întors din vacanță, dar la vârsta mata și la înălțimea mata, poți să stai două luni, nu-i nicio problemă. În concediu n-ai de ce să te grăbești, deci dacă v-ați întors, puteți accepta această întrebare, de fapt e retorică, da? Cum le place oamenilor să spună, nu? România s-a angajat, intrând în Uniunea Europeană, să intre și la euro imediat cum va fi posibil. Da? Decă posibilă în traducerea franceză. Deci în secunda în care este pregătită, România nu are de ales. Deci nu este că ne convine sau nu. Da? Atenție mare! Și bulgarii la fel. Nici deocamdată n-au reușit. Tratatele respective
au fost făcute publice, cel puțin în linii mari, scrie negru pe alb acolo, atâta timp cât noi nu suntem în spațiul monedei europene, înseamnă că nu ne-am făcut temele. Deci, din punct de vedere financiar, există un singur obiectiv, acesta. Cum de altfel în domeniul politico-administrativo-legislativ, să-i spunem, era tot un singur obiectiv, odată intrarea în Uniunea Europeană bifată, intrarea în spațiul Schengen. Nici acesta nu a fost atins de România, nu este vina cetățeanului, ci a clasei politice. Deci mai ușor cu lauda, pentru că deocamdată n-am făcut practic nimic. Iar asta cu Uniunea Europeană, așa a vrut valul, că nu noi suntem responsabili pentru căderea zidului Berlinului. Da? Ăla a căzut și după aia valul ăla, ca un domino, a venit peste noi și ne l-a luat pe Ceaușescu. Exact așa s-a întâmplat și cu UE. Noi am intrat în ultimul val, adică, încă o dată spun, doar Croația, dar Croația a trecut printr-un război. De asta a intrat după noi. Croația încă n-a ajuns nici la euro, dar va ajunge mai repede decât România, deși ați văzut că lucrurile nu merg nemaipomeni nici acolo, sunt printre săracii UE și ei. Dar sunt mai deștepți decât noi. Croatul nu e prost. Nu e prost deloc. El știe, într-adevăr, pentru țara lui face orice. Deci ei o să iasă din râpa asta în care se află în momentul de față. Sunt codașii Uniunii Europene alături de noi și de bulgari. Ei vor ieși de acolo la un moment dat, că n-au probleme. Ei și exploatează turismul, după cum știți, la 95% din potențial. Am văzut la un moment dat la francezi un clasament, am uitat să vorbesc despre el. Croația era pe locul 2 în Europa, după Spania, la potențialul turistic și cât exploatează din el. Da? Grecia era, bineînțeles, și ea bine plasată, dar asta cu largul concurs al europenilor care vreau să ajute Grecia. Spania și Croația nu erau în această categorie. Franța era undeva pe 6 sau pe 7, deși ea conduce distanțat în Europa la capitolul turiști. Au fost și anul ăsta aproape 100 de milioane de turiști în Franța, record absolut în ultimii 10 ani. Deci, în ciuda atentatelor și toate astea, turismul a crescut, dar Franța are potențial, deși mai mult decât atât. În fine, să ne întoarcem deci la oamenii noștri. Iritare în momentul în care Liviu Dragnea, marea ceartă, deci schisma practic a început în 2016, când Liviu Dragnea a fost pus de Victor Ponta într-o situație jenantă, și anume aceea de a nu putea să acționeze în interesul partidului, spune Victor Ponta, și acela de a-l arunca în lături pe Dacian Cioloș, mizerabilul premier. Reamintesc Dacian Cioloș, ce rușine de premier a fost. El, care era un om onest, un om onorabil, înainte de a intra în politică, s-a făcut de râs rău de tot cu guvernul ăla lui de tăietor de lemne. Într-adevăr, de râsul curcilor a fost. Iată dovadă că nu-i suficient să fim banca ta. Da? Dacian Cioloș avea această calitate singura, e adevărat. Era un om la locul lui. Da? Era ăla de care v-am mai povestit eu la facultate, studentul ăla care niciodată nu se lua în gură cu nimeni ca să poată să treacă de fiecare dată clasa. Da, era în banca lui, era liniștit, n-avea niciodată idei. El știa că dacă are o anumită linie de conduită și nu deranjează nici în stânga, nici în dreapta, da, își urcă sacii la timp în căruță. El era prietenul tuturor. Da, nu risca, nu s-a aventura, nu încerca să modifice ceva pe acolo. Exact așa părea Dacian Cioloș. Sigur, când a ajuns prim-ministru, nu a fost chiar așa. Unii spuneau chiar că devenise obraznic la un moment dat, își permitea cam multe. Însă iată că nu l-a dus mintea chiar atât de departe cum pretindeau unii. Bun, dacă să ne întoarcem la escrocii noștri, pentru că Dacian Cioloș boxa totuși într-o categorie de amatori. Aici vorbim despre profesioniștii minciunii, da, domnii Ponta și Dragnea, cei care ne-au făcut harcea-parcea în ultimii ani. Apart